Criză de medici oncologi la Spitalul Județean din Deva. De aproape 2 ani, doar 2 medici se ocupă de aproximativ 40-50 de pacienți pe zi. Situația este de așa natură pentru că niciun medic nu și-a exprimat dorința să lucreze în secția de oncologie a Spitalului Devean, deși posturile libere sunt scoase la concurs de mai bine de un an. Așa se face că Tiberiu Rugea, șeful secției de oncologie, lucrează o normă și jumătate, la fel și celălalt medic. Însă situația a fost și mai gravă deoarece timp de 9 luni, șeful secției s-a ocupat singur de toți bolnavii care treceau pragul. Deva a avut 4 medici oncologi până anul trecut și dintr-o dată a rămas cu un singur medic oncolog. Eu am lucrat singur cam 9 luni de zile anul trecut. Și atunci, sigur că conducerea spitalului a făcut demersurile necesare și a scos la concurs unul sau chiar, cred că, 2 posturi de medic, dar ele, deși au fost scoase la concurs și publicate în publicația de concurs, nu s-au înscris nimeni. Medicul Tiberiu Rugean nu se plânge, chiar dacă, pentru a face față situației, vine la spital și în zilele libere. Singurul său regret este legat de faptul că nu are suficient timp să le ofere pacienților săi și consiliere psihologică. Sigur, fac față, dar a face față nu înseamnă a fi lucrurile toate bune. Sunt foarte multe lucruri pentru care nu am timp suficient și atunci, în situația în care nu le poți face pe toate bine și extraordinar de bine, atunci trebuie să-ți faci o prioritizare a lucrurilor care sunt foarte importante să le faci foarte bine și lucrurile care pot fi mai amânate sau pot fi făcute mai puțin. În general, prioritizarea este în funcție de gravitatea situației pacientului, de necesitățile acum, pe moment, ale lui sau dacă pot fi temporizate o zi, două sau o săptămână. Unii pacienți înțeleg lucrul acesta, că este nevoie de asemenea prioritizare. Alți pacienți nu înțeleg și mai sunt și unele, să zicem așa, disensiuni. Pentru ca secția de oncologie a Spitalului Județean de Urgență din Deva să funcționeze normal, ar mai fi nevoie de minim 2 medici, dar și de asistente medicale și infirmiere. În prezent, pacienții așteaptă chiar și 2-3 ore până să fie văzuți de medici. Deocamdată bine și așa. În județul Hunedoara sunt aproximativ 7.000 de pacienți bolnavi de cancer și, din păcate, nici celelalte spitale din județ nu stau mai bine la capitolul medici-oncologi.